Altercația a avut loc pe o stradă din cartierul Exercițiu din Pitești, acolo unde doi tineri s-au întâlnit cu alți patru. Cei doi spun că nu se cunoșteau, iar cei patru i-au acostat și după câteva schimburi de replici au fost înjurați și amenințați. Cineva a scos un cuțit și l-a înfipt în spatele unui adolescent de 17 ani. A urmat o bătaie în care și agresorul a fost tăiat la o mână. O ambulanță de terapie intensivă mobilă și o mașină particulară au ajuns la spital cu cei doi. Una dintre victime prezintă o plagă tăiată la nivelul antebrațului de aproximativ 12 cm, care a fost suturată și nu pune probleme în momentul de față, iar celălalt prezintă o plagă înjunghiată la nivelul femitoraciului stâng posterior, complicată cu un pneumotorax masiv. În schimb, constantele vitale sunt stabile în momentul de față și este conștient cooperant. Între timp, poliția a ajuns la locul altercației și a stabilit că, după incident, băiatul de 17 ani rănit în spate a fugit și s-a prăbușit după câteva sute de metri pe asfalt. A urmat cercetarea la fața locului într-o zonă extinsă. Din verificările preliminare s-a stabilit că doi minori de 17 ani ar fi avut o stare conflictuală cu alți patru tineri. În urma stării conflictuale, unul dintre cei doi a ajuns la spital fiind rănit în stare gravă, acesta prezentând o leziune prin înjunghiere în zona spatelui. De asemenea, unul dintre ceilalți tineri a ajuns la spital pentru îngrijiri. Verificările continuă la acest moment pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul s-a petrecut și luarea măsurilor legale care se impun. Tânărul grav rănit a fost stabilizat la spitalul de pediatrie, trimis la județean unde plămânul i-a fost drenat și a fost dus de urgență la spitalul Budimex din București. Celălalt a rămas internat la pediatrie. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru tentativă de omor, iar toți cei implicați au fost identificați și au ajuns la parchet pentru audieri.